Departamentele de biochimie și de imunologie sunt conectate la noi. Se pune proba în rac, după care la fel este scanată ca la toate aparatele, este scanat codul de bare, primește informația și aici este mai complex, pentru că primește informația odată care analiză de biochimie de prelucrat și are și analiză de imunologie de prelucrat. Se duce prima dată eprubeta în modulul de biochimie, se lucrează toate probele de biochimie, după care merge în modulul de imunologie și sunt lucrate probele de imunologie. La sfârșit, după ce a terminat tot acest traseu, ele pot fi vizualizate odată pe monitorul analizorului, odată în baza noastră de date, se și tipăresc. La fel ca și la hematologie, se tipăresc rezultatele pentru a fi văzute imediat de către responsabilul de analize, care poate stabili dacă este nevoie să repete o determinare, pentru că sunt, de exemplu, valori foarte mari la care este necesară să facem diluție și trebuie să știe imediat dacă o scot proba din aparat sau nu. Ați mai văzut un analizor mai micuț, care este tot un analizor de biochimie, tot automat, tot pe același principiu lucrează, dar el este doar cu modul de biochimie. S-au cerut niște analize uzuale odată de biochimie, sideremie, transaminaze, glicemie, creatinină, iar pentru imunologie s-a cerut antigen HBs, HCV și un TSH. Sideremia ne ajută aici în corelație cu o hemogramă pentru un deficit de fier și o eventuală anemie. Transaminazele ne indică un tablou hepatic. Glicemia este o analiză uzuală. Ne ajută foarte mult dacă medicii o recomandă ca analiză uzuală să depistăm cazurile de diabet. Creatinina ne indică funcția renală. TSH-ul din partea de imunologie este hormon care ne indică funcția tiroidiană. Antigenul HBs pentru diagnosticul de hepatită B și anticorpii anti-HCV pentru diagnosticul de hepatită C. Am o mențiune la acești marcări de hepatită B și C. Orice rezultat reactiv de hepatită B sau hepatită C trebuie confirmat prima dată printr-o altă metodă și apoi prin metoda Western Blot la Institutul de Infecțioase din oraș. Și acestea trebuie confirmate obligatoriu.